Suntem la FIAR 2014, în ziua dedicată brokerilor de asigurare. Suntem chiar la pauza de cafea oferită de Credit Europe Asigurări. Domnul Ciprian Grigorescu, ca de obicei, alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și ce să zic, e din nou onoarea noastră că suntem alături de voi. Sperăm să fie un eveniment cum ne-ați obișnuit. Zicem noi, fericit pentru toate părțile implicate. Jumătatea a trecut deja, cum a decurs prima parte a conferinței de broker? A zice că bine. De ce? Pentru că deja de la primele discuții și primele dezbatere a început să se vorbească despre atât avantajele cât și dezavantajele momentului actual și ale pieței și, mă rog, a provocărilor prin care trecem cu toții. Cred că e bine că deja, cunoscându-ne între noi, știm foarte exact ce trebuie să discutăm, cum trebuie să aprofundăm și, mă rog, ce soluții să găsim. Sper că anul acesta, pentru că e un an plin de provocări, după cum se vede, sper să ne ducă într-o direcție ceva mai bună și să consolideze un pic, mă rog, încrederea care, după cum știm, la momentul de față este un pic scăzută în piață. Independent de aceste provocări, brokerii, iată că urcă încet încet și cred că au trecut de pragul de 50% de al intermediarilor primelor brute subscrise din piață. Ce a propulsat piața de brokeraj atât de mult în ultimii ani? În primul rând, brokerii era de așteptat să ajungă la un procent de peste 50% și probabil lucrurile vor evolua în sens pozitiv. E clar că, din punctul nostru de vedere, noi vedem ca o evoluție firească și din ce credem, probabil că se va ajunge la peste 60%, poate spre 70%. Probabil nu se va întâmpla imediat, vor mai trece ceva ani. Încet, încet, clienții se orientează către soluții din ce în ce mai, să spunem, îmbrăcate de calitate. De ce? Pentru că nu se mai cumpără doar un produs de asigurare, se cumpără un pic serviciile aferente asigurărilor și bineînțeles că de aici clientul începe să discearnă un pic mai bine, începe să cântărească mai bine soluțiile care se oferă, se îndreaptă către brokerii care știu să ofere cea mai bună calitate a serviciilor și de ce nu, încet, încet, cum spuneam, de la o simplă vânzare pur și simplu tranzacțională, ne ducem în ideea de calitate, în ideea de vânzare bazată pe consultanță și, bineînțeles, în cele din urmă, clientul alege cum ne așteptăm cu toții în cunoștință de cauză. Credit Europe Asigurări aduce schimbări în ceea ce privește strategia de abordare a brokerilor din piață? Cum ne aflăm cu toți într-o piață dinamică și noi ne adaptăm tuturor provocărilor. Ce este cert este că noi vom menține trendul nostru ascendent în relația de lucru cu brokerajul și cu piața de brokeraj în general și cu brokerii de asigurare. Evident că vom merge în continuare pe noi strategii de dezvoltare cu brokerii de asigurare și, mă rog, vom încerca de fiecare dată să oferim acele produse care să-i ajute pe ei să ofere soluția adecvată și să ne promoveze în piață. Din punctul nostru de vedere, deja relația pe care o avem cu companiile de brokeraj devine sau a devenit de ceva vreme o certitudine și, mă rog, sperăm ca lucrurile să se consolideze și să meargă în aceeași direcție. De ce? Pentru că e clar, brokerii de asigurare vor reprezenta întotdeauna un punct important în strategia noastră și, evident, cum bine deja demonstrăm de atâta vreme, suntem partenerii lor de cursă lungă. Mergem în continuare, cum spuneam, pe aceleași premize și sperăm din tot sufletul ca și ei să ne considere partenerii lor cu adevărat și, bineînțeles, să ne solicite ori de câte ori vor avea nevoie pentru clienții lor. O dovadă în plus este și After Hours Cocktail de diseară, eveniment tradițional deja în cadrul FIAR la care Credit Europe este partener, eveniment dedicat brokerilor de asigurare. Noi considerăm că deja a devenit o tradiție din, să spunem, evenimentele clasice care însoțesc FIAR-ul și After Hours Cocktail oferit de Credit Europe și de Eurotax Glass. Evident, e un eveniment tradițional deja în cadrul evenimentului FIAR. E o plăcere să-i avem pe toți alături de noi, sperăm să vină cât mai mulți, noi ne vom bucura de toți cei care vor fi prezenți și, de ce nu, sperăm să mergem în continuare, cum spuneam, cu acest eveniment și în anii următori.